A fost semnat la SEIN proiectul de execuție Reintegrare Socială la SEIN, componenta B. Prin acesta va fi modernizată infrastructura urbană pe cinci străzi din orașul Maramureșan. Aurel Vlaicu, 22 decembrie, sportului Iasomiei și Noua. Administrația locală informează că străzile vor fi asfaltate, vor fi amenajate trotuarele, accesele la proprietăți, se va realiza canalizarea pluvială și se vor amenaja spațiile verzi. Toate acestea vor asigura accesul cetățenilor la cele trei zone de desfășurare a activităților sociale, culturale, rec creative, educative și de socializare dezvoltate prin proiect. Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Baia Mare au dispus punerea în mișcare acțiunii penale față de doi bărbați pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. În 16 februarie, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore. Probatoriul administrat în cauza releva faptul că în 3 februarie, în jurul orei 20 și 30 de minute, indivizii, împreună cu altă persoană neidentificată până acum, l-au abordat pe un băimărean care se afla în parcarea unui imobil din municipiu. I-au pus cuțitul la gât și, sub imperiul amenințărilor, l-au determinat să-i conducă în interiorul locuinței, unde l-au deposedat de circa 5.000 de lei și de alte bunuri. Ieri dosarul a fost înaintat instanței cu propunere de arestare Preventiva inculpaților pentru 30 de zile, cerere admisă de judecătorul de Drepturi și Libertăți de la judecătoria Baia Mare. Având în vedere numărul mare de sesizări legate de câinii lăsați nesupravegheați pe domeniul public și în afara proprietăților, primăria să călășe în revine cu rugămintea către cetățeni de a nu lăsa patrupedele libere în afara proprietăților în timpul zilei, cu atât mai puțin în zilele de miercuri, când se face colectarea deșeurilor de către operatorul local. Reprezentanții administrației locale cer responsabilitate pentru a se evita incidentele și unele neplăceri atât în rândul cetățenilor cât și în rândul străinilor. Câinii pot mușca din diferite motive pot răni alte animale, dar se pot răni și între ei.